să ajungă și să fie împăratul vestit, binecuvântat al lui Israel, robul Domnului prin care s-a întemeiat și împărăția și s-a întărit și scaunul de domnie. În așa fel încât scaunul lui David, prin binecuvântarea și făgăduința lui Dumnezeu, să fie un scaun de domnie veșnic pe care să șadă însuși cel care s-a născut din sămânța lui David, Domnul nostru Iisus Hristos. Și în seara aceasta voi lua din capitolul 12 de la 1 Cronici, prima grupare care ne este dată în acest capitol, aceea a arcașilor lui David. Iată cei ce s-au dus la David la Țiclag, pe când se ținea el departe de fața lui Saul, fiul lui Chiș. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului. Timpurile nu au fost prielnice, timpurile au fost grele și aceștia au venit în ajutor lui David în timpul războiului. Dacă ne uităm în pasajele din Vechiul Testament, aflăm că David, împreună cu 600 de oșteni, s-a hotărât să nu mai trăiască prin peșteri și să umble prin crăpăturile stâncilor, ci să-și găsească refugiul acolo unde nu putea să mai fie urmărit de Saul. Saul dorea să-i ia viața, vroia să-l ucidă. Saul, în invidia și prins de șarpele acesta al mândriei, dorea să îl distrugă pe David și prin faptul acesta nu și-a dat seama că de fapt lupta împotriva lui Dumnezeu. Ce trist! Un bărbat ales de Dumnezeu, un om pus pe scaunul de domnie al împărăției poporului lui Dumnezeu, ajunge prin mândria sa, prin neascultarea sa, prin necredința sa, prin starea de răzvrătire față de planul lui Dumnezeu, să fie dușman al lui Dumnezeu. Și David hotărăște să meargă la filisteni. Acolo e împăratul Achiș, care un împărat, se pare, care a ajuns să-l iubească pe David și să-i placă de el, și la care David se mărturisește în cuvânt că a găsit trecere. În capitolul 27, la 1 Samuel, avem întâmplarea când ni se spune că David odată vine la Achiș, împăratul, și îi spune: dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetățile țării un loc unde să pot locui. Și atunci Achiș îi dă cetatea Țiclag. Împăratul acesta filistean a folosit pe David pentru o strategie militară. Țiclagul e în partea de sud, cetatea cea mai de sud a împărăției, și pe acolo veneau năvălitorii din partea de sud. Și atunci Achiș își pune omul lui acolo în Țiclag ca să fie păzită și toată partea de nord în care erau cetățile filistene și în partea Iordanului era împărăția lui Israel sub domnia lui Saul. În vremea aceea, aici la Țiclag au venit cei de care vorbim, arcașii lui David, oameni vestiți, oameni binecuvântați, la care vrem să privim în seara aceasta, să știm cum să fim și noi, ca și slujitori ai Domnului, și suntem într-o oștire, suntem oșteni într-o armată. Poporul lui Dumnezeu e înfățișat ca o oștire, avem o căpetenie, Domnul nostru este însuși Domnul Iisus Hristos și noi toți suntem în oștirea Lui, în rânduiala și organizarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în poporul Său cel Sfânt, prin Duhul Sfânt. Nici măcar armele nu sunt ale noastre. Apostolul Pavel spune să luăm toată armătura, dar nu e a noastră, armătura lui Dumnezeu. Suntem armata lui Dumnezeu, suntem sub porunca lui Dumnezeu, suntem cu armătura lui Dumnezeu și purtăm războaiele lui Dumnezeu.
Și în seara aceasta ne uităm la niște arcași. Versetul 2 ne spune că erau arcași, cei de care vorbim astăzi, erau arcași, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă aruncau pietre. Deci nu numai arcași, aveau o dublă funcție. Erau arcași, iar cu mâna dreaptă și cu mâna stângă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți. Erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul. Versetul acesta, versetul 2, e versetul la care ne oprim. Urmează numele pe care le-am citit. Sunt numele mai grele pentru noi și fiecare cu semnificația pe care o are, ar însemna să stăm mult și să ne delectăm, să savurăm din cuvântul lui Dumnezeu tot ce vrea să ne spună în numele pe care le așează și pe care i-a plăcut lui Dumnezeu să le scrie acolo. Lui Dumnezeu îi place să ne rostească numele, pentru că pe noi a pus numele Său cel Sfânt. Ne vom opri însă numai la versetul 2. Erau arcași, arcași care trăgeau săgeți cu arcul. Acum, meseria de arcaș, dacă putem să o numim meserie, nu e o meserie, nu era o meserie de curând, ci din vechime arcul a fost o armă de război folosită și o găsim în Biblie folosită des. Le trecem peste câteva amănunte și ne vom opri la unul din ele. În Geneza, capitolul 21, la versetul 20, aflăm despre Ismael, fiul lui Avraam și al Agarei. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu arcul. Vânător cu arcul. Ismael era vânător cu arcul. Știa să mânuiască arcul foarte bine. Arcul are un avantaj că nu iei contact cu dușmanul. Arcul are avantajul acesta încât de la distanță și fără să fii găsit, fără să fii, să-ți divulgi locul în care ești, poți să tragi și să lovești dușmanul sau, în cazul lui Ismael, vânatul. Esau, el însuși, a fost un vânător. La Geneza, la capitolul 27, Esau, adică aici e Isaac, vorbește cu Iacov, crezând că vorbește cu Esau. Și îi spune, ia că am îmbătrânit, nu știu ziua morții mele, și cine poate să o știe, acum dar te rog, ia-ți armele, și el credea că vorbește cu Esau, și de aceea vă spun despre Esau, ia-ți tolba și arcul și du-te la câmp și adu-m vânat. Esau vâna tot cu arcul. Și lucrul acesta înseamnă că se moștenește. Iacov însuși, patriarhul Israel, a știut să tragă cu arcul bine. Dacă deschideți la Geneza, la capitolul 48, și nu ni-l închipuim pe Isaac, pe Iacov, pe patriarhul Iacov, un războinic sau un vânător cu arcul, dar așa scrie aici. El abătrânețe și dă binecuvântarea și în capitolul 48, la versetul 22, iarăși, el acum vorbește, iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Îți dau mai mult decât fraților tăi, o parte pe care am luat-o din mâna amoriților, cu sabia mea și cu arcul meu. Iacov lupta și știa să tragă cu arcul. David era luptător cu arcul. David însuși era luptător cu arcul. La 1 Samuel, la capitolul 18, aflăm schimbul de arme în legământul făcut între David și Ionatan. Și la versetul 3, cuvântul spune, Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că îl iubea ca pe sufletul lui, a scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia,
arcul și încingătoarea lui, unde se țineau săgețile. Deci David însuși și Ionatan, care era iscusit arcaș, odată ca semn, ca să-i dea lui David să știe, să mai stea, să vină la palat, la masa lui Saul sau să fugă, a folosit metoda aceasta. Eu am să iau un copil și am să trag cu arcul și am să-i spun, uite arcul, e în partea mea sau e în partea ta? Și după cum îi voi spune, David, care era ascuns undeva, să știe că e pericol și să fugă cât mai departe, pentru că Saul vrea să-i ia viața. Era o tradiție de arcaș în Beniamin. În capitolul, la 1 Cronici, la capitolul 8, la versetul 40, cuvântul spune: fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trăgeau cu arcul și au avut mulți fii și nepoți, 150. Aceștia erau toți din Beniamin, trăgeau cu arcul. Mi-aduc aminte când am venit în America în 1967, era în Detroit, pe lângă Detroit, o suburbie, nu mi-aduc aminte exact numele, era un frate Catană. Când fusesem în țară, ne-a vizitat odată într-un grup pe care fratele Petru Truța îl făcuse cu frații și surorile români din America prin 1962 sau 3. Și acum ne-am dus pentru că îl cunoșteam pe fratele Catană, care ne vizitase în România. Avea un loc frumos, un câmp mare în spatele casei și după ce am avut o gustare, fratele spune: vreți să veniți afară să tragem cu arcul? Acum, tata era împotriva armelor, nu pușcă, să nu vorbim de pistol, pușcă, nu. Și arcul și ăla e, da. Hai să vedem ce minuni face fratele Catană. Era bătrân. Pe vremea aceea, eu știu, cred că să fi fost peste 70 de ani. Bătrân, nu era așa greu la greutate, sprinten. Și iau un arc și văd că întinde și întinde și întinde și întinde și mușchii la el tremurau toți. Și întinde și întinde și când îi dă drumul la săgeată, drept în... avea un pom acolo unde avea câteva rotocoale în care să tragă. Și atunci luăm și noi, să vedem și noi. Și ne dă și nouă. Era un arc mare, așa, cât îs eu de mare era arcul. Și ia și pune săgeata și încep să trag. Eu eram tânăr, la 26 de ani sau cât, 25 de ani, 27, ca să vă încurc de tot câți ani aveam. Și iau și trag și întind și nu se întinde arcul. Și mă uit la fratele că era bătrân, dar nu m-am mușchera. Și el îmi spune, în fiecare zi, eu câteva ore, stau și trag cu arcul. Cum e adevărat că a trăit destul de mult la o vârstă înaintată, prima oară când am văzut și eu, acum el nu trăgea nici după cior, nici după veverițe, după capre, trăgea în pomul ăla acolo, în curte, numai că își făcea mușchi. Aici erau toți oameni viteji, oameni care trăgeau cu arcul și erau talentați la tragerea cu arcul. Cu arcul trăgeau săgeți. Despre arc și despre săgeți. Noi știm că, de fapt, în cuvântul lui Dumnezeu este scris că diavolul aruncă săgeți. Strategia diavolului e cu săgețile arzătoare. Când vorbește despre scutul credinței, apostolul Pavel vorbește să avem scutul credinței în care să sting toate săgețile arzătoare ale celui rău. Efeseni 6, versetul 16. Picioarele să ne fie încălțate cu râvna Evangheliei păcii și pe deasupra tuturor, adică nu cumva să uitați de lucrul ăsta. Să luați și scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Strategia diavolului e să ne lovească cu săgețile, cu arcul.
nici nu știi de unde, din care tufă, de unde vine o săgeată arzătoare. Aveți scutul gata, sunteți mereu înarmați cu armele Domnului lui Dumnezeu care sunt potrivite pentru lupta în care ne aflăm. Și scutul credinței trebuie să-l avem mereu cu noi, pentru că săgețile nu știm niciodată de unde apar din partea diavolului. Însă aș vrea să ne mai oprim la o ocazie pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu și de acolo să iau o învățătură. La 2 împărați, la capitolul 13, avem aici ocazia, adică întâmplarea în care, înainte de moartea lui Elisei, împăratul Ioaz vine să vorbească cu Elisei. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit, era prorocul Domnului, dar s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Cuvântul aici nu ne spune nici ce boală, dar știm că a fost o boală de care a murit. Și era prorocul lui Dumnezeu și a făcut minuni mari prin el, dar a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. El fusese cel care a văzut pe Ilie cum s-a înălțat la cer. Și e o aluzie aici la omul care a văzut ceea ce n-au văzut alții și a făcut ceea ce n-au făcut alții. Elisei a zis: ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: încordează arcul cu mâna ta. Împăratul știa să tragă cu arcul. Și după ce l-a încordat cu mâna lui Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. E un tablou foarte interesant, cred că e greu de pictat. Împăratul care stă cu arcul și vine Elisei și își pune mâna peste mâna lui împăratului și mâna peste mâna cealaltă. Și acum cum să tragi, că te incomodează, bătrânul ăsta stă peste tine așa și sărează-mă de tine. E aici o contopire în care Elisei vrea să vorbească ceva despre săgeata care se va fi trasă. Deschide fereastra dinspre răsărit. Acolo erau dușmanii. A deschis-o și Elisei a zis: trage! Și a tras. Elisei a zis: aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. Despre săgeți de izbăvire din partea Domnului pe care trebuie să le tragem, aș vrea să ne gândim mai mult la faptul că aceștia erau arcași și noi trebuie să fim arcași. O săgeată de izbăvire din partea Domnului. Aceștia erau arcași care au venit la David ca să-l ajute în timpul războiului. Era nevoie de izbăvire. Avea nevoie David de ajutor. Domnul i-a folosit și izbăvirea a venit din partea Domnului. O săgeată de izbăvire din partea Domnului, spune Elisei. Și aici vă dau câteva gânduri. O carte pe care o trimiți, o cumpere aici și o trimiți unui frate în țară. Poate să fie o săgeată de izbăvire. Pui în poștă o casetă cu niște cântări, un program de la noi, de la biserică, le pui în poștă și le trimiți la cineva pe care îl cunoaște în țară. S-ar putea să fie la sat, are un magnetofon și va primi o săgeată de izbăvire din partea Domnului. Sunt atâtea comune în România unde, pentru că n-au vestitori a Evangheliilor și mulți de la sate au plecat și rămân acolo grupuri mici de frați în vârstă și stau și pun câte un magnetofon sau în ultima vreme și câte un televizor cu un video și asta e și predica și serviciul în care Dumnezeu le vorbește. Și ai trimis o săgeată de izbăvire din partea Domnului pentru frații din depărtare. Un telefon pe care îl dai, un telefon pe care îl formezi aici sau de departe, poate să fie o săgeată de izbăvire din partea Domnului. Notați-le, frați și surori, gândiți-vă la ele. Sunt lucruri practice pe care aș vrea să le avem și să le socotim, ca să fim arcași
în oastea Domnului, trimițând săgeți de izbăvire din partea Domnului pentru lucrare. Aici e vorba de o săgeată pe care o trimitem fără ca să cunoască și să se știe și să se tipărească și să se facă atâta laudă și fanfară. E vorba de o lucrare pe care o fac și o săgeată care a fost trimisă. Domnul poate face lucrare specială prin săgeata pe care o trimiți. Sau o vizită. Ne vizităm mai rar și chiar telefoane ne dăm mai rar. Sunt frați de-ai noștri care nu pot să vină la adunare, sunt bolnavi sau sunt într-o stare de suferință a bătrâneților în care se află. Trimite săgeți de izbăvire. Ești arcaș, fii arcaș al lui David în oastea sa, în împărăția sa. Sau o scrisoare. Am primit câteva scrisori în ultima vreme și nu le-am răspuns, însă trebuie să le răspund neapărat. Mi-au scris din țară, frați păstori, nu pentru alta, decât că ar vrea să primească un cuvânt de întărire din partea mea. M-am uitat și odată citind-o și recitind-o de la un frate bătrân, ca un patriarh între păstorii din România, și-am lăcrimat. Scriem două vorbe în care să fiu întărit din partea Domnului. Eu aș fi vrut să-i scriu eu, trimite-mi dumneatale, că am eu nevoie de întărire. Și Domnul vrea de la un slăbănoc ca mine să trimită săgeți de întărire din partea Domnului, de izbăvire. Ia și scrie o scrisoare în care să spui ceva despre lucrurile bune, frumoase, pe care le dă Domnul și le revarsă peste noi din plin aici. Uitați-vă la lucrurile frumoase pe care le avem, la bucuriile pe care le avem, la stările în care Domnul ne pune o masă bogată înainte, în fiecare dată când ne adunăm. Uneori suntem mai mulți, alteori mai puțini, uneori sunt în vacanță mulți, alteori sunt mai bolnavi, dar aici suntem la adunare și când suntem la oaltă, aici parcă e cerul împreună cu noi și e tresăltare și bucurie. Scrieți despre lucrurile acestea pentru cei care sunt mai slabi și au nevoie de un cuvânt de întărire, o săgeată de izbăvire din partea Domnului, pentru că sunt unii care sunt prinși într-o depresie, într-o stare de necaz, într-o stare în care nimeni în jur nu le mai spune o vorbă bună și au nevoie de un cuvânt care să vină de la cei care sunt arcași ai Domnului. Poate trimiți un pachet. Un pachet pe care să-l trimiți în țară, în depărtare sau aici în America, la prieteni și la frați. Mi-aduc aminte, odată în România au venit niște frați din Cehoslovacia. În partea de sud a Cehoslovaciei, pe lângă Bratislava, parcă, o comună Cheb, și acolo sunt români de-ai noștri, o comunitate de români în Cehoslovacia. Și veniseră în România și pentru că nu cunoșteau prea multe, dar știau că e un seminar, au venit la seminar, au stat la seminar și atunci ne-am dus împreună cu ei la mare, la Constanța. Nu știu dacă am stat o săptămână, pentru că ei s-au întors la București și apoi au plecat mai departe. Mă gândesc la nume și nu-mi vine acum numele lor, când s-au dus Crivanec, când s-au dus înapoi în Cehoslovacia, ne-au trimis un pachet. Ne-au trimis un pachet în care era niște ciocolată. În România era mai lipsă de și foamete și era sărăcie. Ne-au trimis un pachet cu ciocolată, niște plăci de patefon, parcă, și alte mărunțișuri, un pachet mare, frumos. Noi eram mai mici. Așa ne-am uitat la pachetul acela.
ca și cum era venit din partea Domnului. Trimiteți săgeți, săgeți din acestea, arcași ai lui David, trimiteți săgeți de izbăvire din partea Domnului. Săgețile acestea pe care Domnul vrea să le folosească, are nevoie de arcași în slujba lui. Odată un frate Hoajă, mi-aduc aminte de la, el era de pe Valea Jiului, fratele Hoajă, miner, undeva pe lângă Uricani, Oțelul Roșu, pe Valea Jiului în sus. Și odată fratele Hoajă vine la București și vine tot așa, cu niște pungi de mâncare. Intră la noi în casă și spune, frate Popovici, am avut îndemnul să vin și să vă aduc lucrurile acestea. Nu mai știu ce era, slănină, cartofi, ce erau și... Era vară și tata întreabă, din Uricani, până aici ai venit cu astea? Ce da, am avut îndemnul, acum mă întorc, am trenul înapoi. Și iarăși au fost săgeți de izbăvire din partea Domnului. O, Doamne, fă-ne pe toți arcași! Și așa cum ne-am bucurat cândva că am primit lucrurile acestea, ajută-ne acum și noi să trimitem săgețile acestea, săgeți de izbăvire din partea Domnului. S-au întrebat mulți de ce era atâta prietenie între fratele Alexa și fratele Richard Wurmbrand. Când fratele Richard Wurmbrand era la închisoare, sora Dasha și fratele Alexa mergeau cu mâncare și cu pachete. Și s-a creat o legătură care nu s-a mai zdruncinat toată viața. Trimiteți săgeți de izbăvire din partea Domnului. Are nevoie. David avea nevoie de arcașii aceștia și i-au venit în ajutor. I-au venit în ajutor și astfel David a fost David pentru că a avut arcași din aceștia. Erau arcași care cu arcul trăgeau săgeți. Să ne facă Domnul arcași din aceștia, binecuvântați care să trimitem săgeți de izbăvire din partea Domnului. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observați aici, scrie, aruncau pietre cu arcul, trăgeau, dar aruncau și pietre cu mâna dreaptă și cu mâna stângă. Mare lucru și ăsta. Aveau aici dublă specialitate, și cu arcul, dar trăgeau și pietre. Aici e vorba de o stare în care războiul era dus puțin mai primitiv decât ni-l închipuim noi astăzi. David mânuia bine pietrele, cu praștia odată a câștigat un război și cu o piatră. Cu o piatră și cu o praștie, David a biruit toată gloria și puterea filistenilor, pentru că a știut să mânuiască praștia. La judecători, la capitolul 20, ca să înțelegeți, că lucrul acesta era tot în tradiția militară în vremea aceea și nu numai atât, dar e folosită arta aceasta și de David și de Dumnezeu în războaiele pe care Dumnezeu le-a dus. La versetul, la judecători, la capitolul 20... La versetul 16, în tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Cine nu folosea mâna dreaptă în vremea aceea, nu-i ca și astăzi, că te uiți la copiii de 4 ani și te uiți, păi scrie mai bine cu stânga decât cu dreapta și lasă să folosească stânga și-i stângaci. Noi am avut în familie un caz în care... era stângat și îl forțam să scrie cu dreapta.
nu cu stânga, și îi dădea Carmen peste mână, nu cu stânga, scrie cu dreapta. Și el tot cu stânga scria, și când intram în cameră, știți ce făcea? Scria cu dreapta și când plecam, scria cu stânga și a ajuns să scrie cu amândouă, așa cum erau ăștia. Aruncau pietre și cu dreapta și cu stânga. Era rușine pe vremea aia să nu folosești mâna dreaptă. Cum? Acum azi te uiți și președintele discălește cu stânga și spune, ei, deștept om, înseamnă că folosește partea dreaptă a creierului, ăla care raționalizează și face socoteli multe. Dar în vremea aceea nu era așa. Stângacii erau puțin așa socotiți ca o clasă inferioară și nu fac nicio aluzie la stângacii care sunt între noi, pentru că mi se pare că majoritatea sunt aici stângaci. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Dar ascultați, așa clasă cum erau, toți aceștia arunca o piatră, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. E, aici e artă. Să te văd cu mâna dreaptă cum faci, cu toată mâna dreaptă. Ăștia erau și stângaci, dar uitați-vă ce artă. Un fir de păr, când aruncau cu praștia, ocheau exact firul acela și nu dădeau greș. Aici sunt oameni care au folosit ceea ce pare o slăbiciune, au folosit-o pentru slava lui Dumnezeu, stângăcia aceasta, proiectilele la distanță, și parcă spune aici și aș aplica la pietrele acestea cu praștia, că sunt rugăciunile pe care trebuie să le înălțăm. Să fim oameni ai rugăciunii, să folosim praștia aceasta a rugăciunilor, proiectile pe care să le aruncăm la distanță și să aibă o greutate mare, tare și să ochească exact unde trebuie. Cuvântul Domnului, în cuvântul Domnului avem de atâtea o slujnică în poporul de captiv de război în Siria și să uită la stăpânul ei și spune, o, dacă ar fi stăpânul meu în țara părinților mei, acolo e un om care a putea să-l vindece. N-a fost o praștie aruncată? Și un general mare, care e cu boala aceea, care mânca trupul și îl seca și era ca și un cadavru viu, ajunge să cunoască puterea lui Dumnezeu, pentru că o tânără a aruncat un proiectil din acesta, a aruncat cu praștia. Aruncați cu praștia, sunteți arcași ai lui David, aruncați cu praștia. În Faptele, capitolul 12, ni se spune că Petru era la închisoare, dar biserica se ruga. Biserica avea armamentul mai bun decât împăratul. Și până la urmă armamentul bisericii a biruit, au aruncat cu praștia. Odată apostolul Pavel spune și scrie o scrisoare, aici poate să fie praștie, poate să fie săgeată. Mi-au spus ai Cloiei că între voi nu-i bine, ceva nu-i bine la Corint. Și scrie o scrisoare și ce binecuvântare, ce har prin scrisoarea aceasta. Un frate predicator l-am auzit nu de mult spunând despre o evangelizare pe care a ținut-o într-un oraș din sud, cred că era South Carolina. Și în ziua respectivă, la ora 7, trebuia să înceapă evangelizarea pe stadion, vreo 40.000 de ascultători. Și în ziua aceea, pronosticul era ploaie și thunderstorm, adică ploaie din asta cu furtună. Și interesant, meteorologii au prezis că exact la ora 7 începe furtuna aceea de ploaie. Și totul era pregătit pentru evangelizare, lumea a venit la adunare, la întâlnirea aceasta mare, stadionul era plin. Mulți veniseră cu umbrelele pentru că știau că o să ploaie. Numai că furtuna era anunțată așa de puternică,
încât comitetul de organizare s-a strâns la un loc pentru rugăciune și discutau ce ar fi să dăm drumul la oamenii acasă. Predicatorul care urma să fie, un predicator vestit aici în America, ne fraților, hai să ne rugăm, Dumnezeu poate să facă o minune. Și atunci au început rugăciunea și spunea el, se rugau, Doamne, Tu dacă vrei, poți să faci lucrul acesta, așteptăm să faci o lucrare, o minune, dacă vrei, dacă nu, atunci lasă să ploaie. Și cam toate rugăciunile erau în sensul acesta, că așa trebuie să ne rugăm, cum vrei Tu, Doamne. Numai că erau niște rugăciuni în care știau și se încredeau mai mult în buletinul meteorologic decât în puterea lui Dumnezeu. Doamne, fă să nu ploaie, dar dacă Tu vrei să ploaie, lasă să ploaie. Și e o soră acolo, Linda, îngrijitoare, și spune, îmi dați voie să mă rog și eu. Și predicatorul care conducea zice, te rog, soră Linda, fii cu noi aici, vino la rugăciune. Și sora Linda pune mâinile împreună și începe să se roage. Doamne, așteptăm să nu-ți faci numele de râs în seara aceasta. Și toți predicatorii se uitau la ea așa puțin cu coada ochiului, ce vrea să spună? Doamne, Tu ești mai tare decât norii și decât ploaia. Și așteptăm ca în seara aceasta aici să fie vestită Evanghelia, așteaptă mii de oameni. Nu-ți fă numele de râs, Doamne, aici sunt oameni care ne încredem în Tine. Și toți predicatorii se uitau, dar ce vrea să spună? Doamne, poruncește norilor să ocolească stadionul, nu vrem să ploaie pe stadion. Și de data aceasta predicatorii au început să-și gândească, e prea de tot acum. Și cam așa s-a terminat ora de rugăciune. Sora și-a terminat rugăciunea, Doamne, Tu ești mai tare decât vântul, decât marea, decât norii, decât ploaia. Și e ora 7. Și se aud tunetele dincolo de stadion și începe corul să cânte. Și predicatorii stăteau acolo în față cu vorbitorul care urma să înceapă să predice și toți erau gata când începe ropotul să fugă. Și se aude ploaia cum se apropie și furtuna cum vine și furtuna e aici lângă stadion. Și spunea predicatorul ce n-am pomenit niciodată. Când a ajuns lângă stadion și se auzea în parcare cum ropotul de ploaie vine, deodată ploaia s-a împărțit în două. Și s-a auzit într-o parte ploaie și s-a auzit în altă parte ploaie. Și ploaia era în jurul stadionului și pe stadion nicio picătură. Și vântul a mers mai departe, dar s-a împărțit mereu până când dincolo s-a auzit cum ploaia s-a dus mai departe și serviciul divin a avut loc fără niciun strop de ploaie. Mă întreb, cine a aruncat cu greutate lucrarea aceea în care Dumnezeu să oprească ploaia? Cei care au spus, Doamne, știm că ești tare și fă ce vrei Tu, sau cei care am venit și ne-am legat de numele Domnului, vrem ca Tu să faci o minune, salvează-ți lucrarea, așteaptă aici 40.000 de oameni care vor să fie, să audă Evanghelia. De multe ori suntem ca și Iacob, ca și Andrei. Aduceți aminte când Domnul vine și spune, predicase prea mult și vin ucenicii, dă-le drumul, dă-le drumul să meargă, că slămânzi. Și Domnul le spune, dați-le voi să mănânce. Și uitați-vă la toți apostolii cum le cade gura, noi să dăm mâncare. Repede au venit și au făcut socoteala, cam câtă mâncare ar trebui să dea la atâția. Vine Andrei însă, vine Andrei care... Ce a putut să gândească Andrei? Și vine și spune, avem aici 5 pâini și 2 pești. Și pentru că era și matematician bun, spune, dar ce sunt acestea la atâția? Și Domnul spune, aduceți-i la mine. Și face minunea, pentru că e un Dumnezeu al minunilor.
Erau arcași care să-l aruncau săgeți și aruncau și pietre, și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă, în orice ocazie. Folosiți ocaziile, în rugăciune, în vestirea cuvântului, să fiți prăștiași din aceștia care aruncă izbăvirea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune, și sunt ultimele cuvinte ale apostolului, la timp și ne la timp, fă lucrare de evanghelist. Cheamă pe oameni la Domnul, cheamă-i pentru că timpul nu contează cum e, tu trebuie să-ți faci lucrarea. Și mai e un lucru la care aș vrea să vă uitați. Erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul. Erau din Beniamin. Saul e dușmanul, Saul e vrăjmașul care caută să ia viața lui David. Și aceștia erau din seminția, din familia, din numărul fraților lui Saul. Au înțeles însă cine este alesul Domnului. L-au ales pe David, deși erau din numărul fraților lui Saul. Saul îi considera trădători, dar ei l-au ales pe David să-l slujească. Și aici e devotamentul acestor oameni, cu riscul cel mai mare, cu orice preț. Ei vor să fie cunoscuți ca oamenii lui David. Nu contează. În vremea prigoanei din Anglia, fiica lui John Knox, soțul ei a fost arestat și au venit să-i spună că ea poate să-și salveze soțul și să meargă și să-l convingă să renunțe la credința în Domnul Iisus Hristos, la adevărurile Bibliei și la trăirea după cuvântul lui Dumnezeu. Și ea era tocmai cu șorțul și ridică șorțul și spune: dacă îi tăiați capul, uite, mai bine îl prind capul lui în șorțul meu decât să-i spun să trădeze pe Domnul care i-a dat viața. Un devotament care arată ai cui suntem. Doamne, ai milă că pentru un salar puțin mai mare renunțăm la adunare, renunțăm la frăție, renunțăm la frați, pentru un profit acolo renunțăm la toate lucrurile. Și momeala diavolului știe cum să vină la noi. Unii au plătit un preț mare pentru credință. Și suntem chemați și noi să fim ca acești arcași ai lui David, oameni care să folosească arcul și folosiți săgețile de izbăvire din partea Domnului, să folosească praștia și rugăciunile și credința noastră și tot ce facem ca mărturie pentru Domnul să fie folosit pentru numele Său cel mare. Și noi, pe când eram vrăjmași ai lui Hristos, El ne-a iubit. Și ca vrăjmași ai Lui ne-a făcut să ajungem să fim oameni noi. Suntem din familia lui Saul, dar L-am ales pe Domnul și vrem să fim ai Lui pentru toată viața. Pe cine alegi? Al cui ești? Nu vrei să-L slujești pe Domnul? În seara aceasta îți fac chemarea aceasta. Și dacă ești al Domnului și ești copil al Lui, El te vrea arcaș, prăștiaș, sfânt, în împărăția Sa, în armata, în oastea Sa, să ne facem datoria cu prisosință, cu tot zelul, cu scumpătate să-L slujim pe Cel care ne-a înrolat și ne cheamă la un Ciclag îndepărtat în care suntem. Ne vrea să fim oșteni în oastea Domnului și astfel să ne folosească El pentru numele Său cel mare. Amin. Corul.